Automobilele înmatriculate în străinătate nu se vor putea afla pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 180 de zile pe an. Anunțul cu privire la modificarea regulilor pentru mașinile cu numere străine a fost făcut de reprezentanții serviciului Vamal. Instituția menționează că a fost exclusă prevederea conform căreia automobilele introduse pe teritoriul Vamal de către persoanele fizice cu domiciliu în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis în țara în care au domiciliu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 de zile până la 3 ani. Serviciul Vamal afirmă că nu a făcut nimic altceva decât să armonizeze legislația la cea europeană. Șoferii care sunt vizați direct de aceste modificări sunt supărați pe restricții și speră că autoritățile vor renunța la ele. Ar putea să-și vămuiască automobilele la intrarea în țară, dar pentru asta vor fi nevoiți să scoată mii de euro din buzunar. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele fizice rezidente și cele nerezidente au dreptul de a introduce mijloace de transport declarate prin acțiune și plasate sub regim Vamal de admitere temporară pe teritoriul Vamal al Republicii Moldova pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive fără excepții.